Începând de azi și până miercuri, județul nostru se află sub atenționare de cod portocaliu, ce vizează un val de căldură persistent, caniculă și disconfort termic. Vor fi prognozate temperaturi ce vor ajunge la 35-38 de grade Celsius. În perioadele caniculare, cetățenii trebuie să evite aglomerația, efortul fizic intens și expunerea la soare în intervalul orar 11-18. Totodată, aceștia trebuie să se hidrateze corespunzător, consumând circa 1,5-2 litri de lichide pe zi, evitând de asemenea băuturile alcoolice și pe cele care conțin cafeină. În perioadele caniculare, facem apel la cetățeni să evite aglomerația, efortul fizic intens și expunerea prelungită la soare. Totodată, aceștia trebuie să se hidrateze corespunzător, evitând consumul băuturilor alcoolice și al celor care conțin cafeină. Pentru siguranța lor, cetățenii sunt sfătuiți să poarte haine legere, în culori deschise, pălării și ochelari de soare. O atenție deosebită trebuie acordată și copiilor, care nu trebuie lăsați singuri în autoturisme expuse la soare. De asemenea, se recomandă consumul fructelor și legumelor proaspete. Pentru siguranța lor, cetățenii sunt sfătuiți să poarte haine legere, subțiri din bumbac, deschise la culoare, pălării și ochelari de soare.